Salutare, vreau să vă prezint seria aceasta de la Hot Wheels, Camouflage 2020, formată din 5 mașini. Hai să luăm una câte una, să vedem ce avem aici. Ok, prima din seria aceasta de 5 mașini. Foarte faină grafica de camuflaj, așa cu albastru, negru. Deci prima mașină avem un Nissan Skyline HT 2000 GTX, un albastru metalizat. Baza din plastic, jantele tot așa din plastic, nu are detalii la stopuri, nici la faruri. Vedem aici un eleron tot așa din metal, în aceeași cu caroseria, dintr-o singură bucată. Arată fain. La asta au hotărât să pună camuflajul pe lateral, la uși, capotă și sus pe pavilion. Ok. Următoarea, numărul 2 din 5. Foarte faină și grafica asta. Avem 2016 Honda Civic Type R. Un portocaliu metalizat. Jantele cu 10 spițe. O culoare așa de cupru. Și la asta camuflajul tot așa pe ușile din lateral și sus pe pavilion. Nici aici nu avem detalii în față, la faruri și pe spate la stopuri. Arată fain. Ok, următoarea, a treia din seria asta de 5. Avem un din 2010 Ford Shelby GT 500 Super Snake. Un gri nemetalizat, o combinație de alb, negru și un fel de galben. Tot așa camuflajul pe partea laterală, capotă și sus pe partea de pavilion la mașină. Gențile pe 5 spițe. Foarte fain așa cu galbenul ăla. Se potrivește cu mașina. Asta e, din păcate nu au detalii nici la faruri, nici la stopuri. Arată fain. Ok, următoarea. Numărul 4. Avem un 2018 Camaro SS pe o bază verde. Camuflaj așa, parcă este mai militar. Jantele tot așa pe 5 spițe.
bază plastic, roți plastic, bineînțeles. Am uitat să arăt aici pe spate, arată cele 5 mașini din serie, semnul de internațional, deci seria asta scoasă internațional. Ok. Și ultima cu numărul 5. Avem un 1968 El Camino. Un roz, este metalizat. Și aici au preferat camuflajul pe lateral și pe capotă. E foarte fain. Îmi place că seria asta toate sunt mașini reale, nu sunt prototipuri sau futuristic cars. Ok, acestea au fost cele 5 din seria 2020 camuflaj. Lăsați un comentariu să vedem care vă place cel mai mult dintre ele. Îmi place că fiecare are jante diferite și fiecare are altă nuanță de camuflaj. Foarte faine realizate. Ok, vă mulțumesc de vizionare și ne vedem în filmările următoare.